Începe Firul 4, rubrica noastră săptămânală de comentarii pe care o găzduiește jurnalul AgroTV. Plecând de la informațiile primite de la fermieri că precipitațiile din ultima perioadă nu sunt suficiente, vom aborda situația actuală cu care se confruntă cei care fac agricultura mare. Vom aborda și un subiect social legat de întrajutorarea fermierilor, subiect găsit atât în mai multe pagini de socializare, cât și în mai mulți vectori media. Și nu în ultimul rând, vom încerca să explicăm noua măsură de plafonare a prețurilor la alimente, lansată acum în prag de campanie electorală, firește, căutând beneficiile în primul rând pentru fermieri. Cum spun de fiecare dată, să le luăm gospodărește. Împreună cu domnul Ștefan Gherghiță, fermier din județul Brăila și invitatul nostru din fiecare zi de joi. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Așa cum spuneați, o nouă săptămână, noi subiecte și de această dată și o nouă locație. În această săptămână filmând la mine în fermă, deoarece suntem în perioada de campanie de semănat la floarea soarelui și porumb. Atunci este un bun prilej ca să comentați mai multe aspecte legate de starea terenurilor dedicate culturii mari, în condițiile în care, în multe zone agricole din țară, fermierii se plâng de faptul că solul nu a acumulat suficientă apă. Precipitațiile din ultima perioadă nu acoperă deficitul de umiditate. Și o să vă rog să comentați cum stați cu cheltuielile de înființare a culturilor, în raport cu anii trecuți. Așa cum spuneați și dumneavoastră și așa cum spuneau și alți colegi fermieri în diverse situații, în diverse posturi de televiziune, problema apei a fost și rămâne în continuare critică în zona de est și de sud-est a țării. Dacă ne uităm la hărțile publicate săptămânal de ANM, vom vedea că în aceste zone seceta este puternică și chiar extremă în multe areale, ceea ce este o problemă atât pentru culturile de toamnă, cât și pentru cele care abia le vom înființa. Precipitațiile căzute nu au fost nici pe departe suficiente și asta și coroborat cu faptul că venim după câțiva ani de secetă, de deficit hidric major. Iar această situație nu se poate corecta prin câteva ploi de 20, 15, 20 de litri. Avem nevoie de precipitații masive. Masiv înseamnă să avem pe durata unui an, ca și campanie de agricolă, peste 550-600 de milimetri în zona de sud-est și Moldova. Atunci putem să zicem că începem cât de cât să ne recuperăm din deficit, dar până acolo mai este cale lungă. Deci, în mod clar, problema culturilor de toamnă și de primăvară este sub spectrul hazardului al naturii. Nu vorbim de zonele irigate. În al doilea rând, nu trebuie să uităm și faptul că suntem într-un nou an cu costuri foarte ridicate. Eu le-am și prezentat în mai multe situații. Costurile sunt de peste 65-70 de milioane hectare. Mă refer aici a costurile cu totul, și directe și indirecte, și finanțările, și amortizment, și așa mai departe. Iar prognozele de producție la prețurile care sunt acum fac ca situația recuperării acestor costuri, nici mai vorbim de profit, să fie extrem de dificilă sau extrem de greu de atins. Dar vom vedea ce va fi în continuare. Situația actuală internațională și economică și geopolitică se reflectă în dificultățile financiare cu care se confruntă fermierii care au credite și mai ales care nu și-au gândit bine pașii în afacerile pe care le au. Un exemplu concret, mediatizat și în paginile de socializare, dar și în mai mulți vectori media, au prezentat o extraordinară dovadă de solidarizare a fermierilor care efectiv au sărit în ajutorul unui confrate, care nu a mai reușit să-și plătească ratele pentru un credit prin care cumpărase utilaje agricole, condiție în care banca urma să-l execute. Domnule Gheorghiță, de salutat cu basca în mână inițiativa fermierilor, dar trebuie luat în seamă și faptul că de multe ori planul de afacere gândit de agricultor are și deficiențe. Nu are cunoștințe financiar-bancare, poate nu este nici suficient informat, dar un plan de afaceri trebuie să-și facă. Este un cerc vicios care trebuie întrerupt cumva. Aștept analiza dumneavoastră. Într-adevăr, apelul unor colegi fermieri pentru ajutorarea într-o situație mai dificilă din județul Temerman merită a fi remarcată, dar pe de altă parte ar trebui împărțită și în două părți. Prima parte este faptul că trebuie să salutăm, să încurajăm orice inițiativă de solidaritate între fermieri și nu numai. Ar trebui să fie generală la nivel de societate.
Deci, orice inițiativă în care cineva dorește să ajute pe altcineva încercat de anumite probleme, trebuie să fie încurajată, salutată și susținută. Și asta nu necesită niciun comentariu suplimentar. Pe de altă parte, cazurile care trebuie să ajutate trebuie să analizate poate cu mai multă atenție. Eu, în general, consider că trebuie să avem în vedere ajutorarea celor care au o problemă de calamitate naturală, ferească Dumnezeu, un incendiu, o furtună, o vijelie, o grindină, ceva de genul acesta care să le afecteze ferma. Pe de altă parte, Doamne ferește, de un accident medical, de o imposibilitate de a mai lucra la întreaga capacitate. Aceste situații trebuie să facă obiectul cât mai multor acțiuni de sprijin, de solidaritate, de susținere din partea comunității. Dar nu trebuie să amestecăm acest lucru cu greșelile de management. Greșeli de management, în momentul în care cineva, și vorbim aici cazul fermierilor, își cumpără anumite utilaje la costuri pe care, în mod normal, ferma pe care o deține nu le poate susține, acelea nu intră în categoria problemelor sociale, problemelor de sprijin, problemelor de solidaritate, ci intră în categoria greșelilor de management. Greșelile de management peste tot în lume atrag falimentul, nu atrag susținerea nimănui. Dacă ne uităm peste tot, toată lumea plătește aceste greșeli prin dificultăți financiare care le poate sau nu rezolva. Deci, chiar dacă la prima vedere poate multă lume nu va înțelege ceea ce doresc să spun, eu aș împărți problema în două, într-o concluzie. Unu, orice inițiativă de susținere, de solidaritate este bună, este de încurajat, oamenii trebuie să aibă apetit pentru așa ceva, dar pe de altă parte trebuie să alese mult mai multă grijă cazurile care să fie susținute, fiindcă dacă vom susține întotdeauna oameni care fac greșeli de management, greșeli datorate unei lipsă de pregătire economică, vor demonetiza această idee, vor strica această percepție și cu timpul lumea nu va mai fi dornică de a participa la astfel de eforturi colective pentru susținerea unui caz social. Deci, cred că ar trebui să avem mai multă grijă pe viitor cum și în ce fel facem această susținere, această solidaritate, cum o exprimăm. Dar, bine că există astfel de inițiative și sunt de salutat și de apreciat. În timpul care ne-a mai rămas, vă rog ca să comentăm și noua măsură de plafonare a prețurilor la alimente, lansată acum în prag de campanie electorală. Firește, căutând beneficiile în primul rând pentru fermieri. În esență, produsul românesc să nu aibă un adaos comercial mai mare de 20%, iar pentru cele din import să nu existe plafonare de preț. O fi bine, o fi rău? Într-adevăr, am auzit și eu comentarii și exprimarea unor poziții prin care se dorește introducerea unei plafonări a adaosului comercial la produsele românești, plafonare care să fie aplicată în cazul supermarketurilor. Eu nu aș fi reticent, fiindcă, pe de-o parte, dorim să punem un adaos maxim de 20% la produsele românești, dar adaosul să fie nelimitat la supermarketuri. Chestiunea este că nu putem să ne vedem în situația în care rețelele de supermarket să vândă doar produse din import. Nu poate obliga nimeni să facă și altfel. Și în cazul ăsta, produsele românești să nu mai își găsească locul pe rafturi. Deci eu aș fi un piculeț mai rezervat cu astfel de inițiative care pot de multe ori să fie doar populiste, doar electorale, dar fără a avea o bază economică reală. Trebuie văzut, putem să coroborăm această plafonare a adaosului comercial cu obligativitatea de a avea un anumit procent de produse românești pe raft, putem să coroborăm o lege care există, da, care se aplică, cum se aplică, și alta care se dorește, astfel încât împreună să facă un tot unitar și funcțional. Dacă se reușește acest lucru, poate fi o soluție. Dar dacă nu, mai bine să nu stricăm decât să încercăm să facem după ureche.
Deci este o părere și cred că datele de care dispunem sunt prea puține la acest moment ca să putem face o apreciere corectă dacă este bine sau nu să facem așa. Mulțumim pentru comentarii, le așteptăm și săptămâna viitoare ca să le prezentăm la Firul 4. Mulțumesc pentru invitație și sper ca prin tot ceea ce prezentăm, prin toată experiența de care dispun, să fie lucruri de folos pentru tinerii agricultori care au intrat în această breaslă mai largă a fermierilor din România. Să ne auzim cu bine! Nu e pasăre ca porcul, spune măcar în gând consumatorul când ajunge în fața galantarului. Ar mai fi variantele cu peștele sau vita sau cu oaia, dar acestea sunt valabile în ziua de salariu sau în preajma evenimentelor creștin-ortodoxe. Din păcate, aceste sărbători au devenit importante pentru mesele specifice și nu pentru puterea spirituală a învierii sau a Crăciunului. Să rămânem printre muritorii consumatori doritori de carne de miel, că tot se apropie învierea Mântuitorului. Mai mult, mă folosesc de acest context ca să vă prezint subiectele și mai ales întrebările pe care Daniel Botănoiu, păstorul emisiunii Agricultura Modernă, le va aborda cu doamna Constanța Ștefan, care conduce Asociația Agricolă Țara Loviștei. Așadar, întrebările: avem suficientă carne de miel pentru consumatorii români? Își permite el ca să plătească prețul cerut de ciobani? Susținerea sectorului ovin prioritate sau intenție? Asta este o interogare capcană la care sigur răspunsul va fi pe măsură. Agricultura Modernă va mai avea un invitat special, pe domnul Cristian Mercioniu, cel care a investit într-o fabrică de spălat lână, primul proiect serios din sector, după cum îl caracterizează cunoscătorii. Agricultura Modernă, vineri de la ora 20, cu Daniel Botănoiu și invitații săi speciali, doamna Constanța Ștefan, șefa Asociației Agricole Țara Loviștei, și omul de afaceri Cristian Mercioniu. Cine privește să trăiască, cine înțelege să înflorească. 500 de milioane de euro investite în industria piscicolă românească fără niciun rezultat. Din cauza dezinteresului politic și a lipsei unei voci unite a piscicultorilor, industria piscicolă românească înregistrează minime istorice în producția anuală. Importurile preiau din cota de piață, în timp ce statul întârzie să ofere condițiile esențiale pentru competitivitate. Între timp, consumăm tot mai mult pește din Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia sau Italia, acolo unde există competență. Despre neasumare și apatie și lipsa oricărei strategii coerente pentru piscicultură, aflăm imediat de la colegul meu Ovidiu Ghinea și Alexander Costov, într-un interviu exclusiv marca AgroTV. Noi nu avem nicio responsabilitate pentru neîndeplinirea unui obiectiv, să spunem așa. Și astfel stăm în loc. Avem investiții, avem fonduri de investiții, de altfel în piscicultură s-a investit până acum peste 500 de milioane de euro. Păi dacă ar fi în Serbia aceste 500 de milioane de euro, eu cred că vedeam multe lucruri. Vedeam, dar în România cei 500 de milioane de euro se văd? Adică nu se îi recuperăm cumva? Că o investiție, ăsta e scopul ei, să aducă plus valoare. Deci e foarte bine, e foarte important, cred eu, să ne le lămurim odată și odată lucrurile și problemele noastre și să le spunem pe nume, fiindcă asta este primul pas de a începe de a le corecta, de a ne vindeca de această neputință. Este absolut aberant să ai investite 500 de milioane de euro într-o industrie care e foarte mică. Deci noi suntem doar la o mână de se numără toți producătorii din România. Și să consum, să cheltui 500 de milioane de euro și să scadă în continuare producția este strigător la cer. Deci este pur și simplu imposibil. Dar nepasarea, neresponsabilitatea, toate aceste cumulate și inerția, cumva apatia a oamenilor din zona asta de producție și de zona politică este ceea care ne duce în aceste performanțe foarte rele și totuși cred că o să așteptăm mult și lung să vină o persoană potrivită ca să ne scoată din această apatie. Asta unul dintre motivele pentru care nu avem niciun rezultat bun după ce s-au consumat atâția bani și urmează acum încă 200 de milioane de euro să se infuzeze cu un nou program POPAM. Uh-huh.
Și eu nu știu cum, la ce se gândește această Uniune Europeană care dă acești bani, când le aruncă într-o groapă fără fund. Adică ei pot să infuzeze aici încă atâta și tot nu o să aibă niciun rezultat până când nu se soluționează anumite lucruri. Poate că și strategia noastră ca țară trebuie modificată, schimbată. Mă gândesc că dacă tot bagi niște bani și nu se văd rezultatele, la un moment dat trebuie să spui niște semne de întrebare dacă ceea ce faci e corect sau e direcția în care trebuie să mergi. Și e clar că vorbind despre banii ăștia care nu se regăsesc, că nu e direcția cea bună. Cine să și le pună aceste întrebări, fiindcă nu e nimeni responsabil? Într-o țară în care există foarte multe reguli, foarte multe legi, foarte care se bat cap în cap, în țară în care nimeni nu e responsabil pentru un eșec, lucrurile continuă așa cum sunt, fiindcă sunt bine, merge și așa, știți. Și chiar nu văd o ieșire rapidă din situația aceasta, decât dacă, printr-o minune, la Ministerul Agriculturii nu vine un om cu altfel de viziune, cu altfel de mentalitate, de altfel, cu altfel de caracter. Tot mai multe companii de procesare reușesc să-și vândă marfa la export. Vorbim de firme din mai multe domenii de activitate agricolă care au reușit ca să-și desfacă produsele începând cu Europa de Vest și până peste ocean, în Statele Unite. O contribuție pentru dezvoltarea acestui comerț o au și comunitățile de români stabiliți în aceste țări. O spun majoritatea celor implicați în acest fenomen. Ilie Stoian, realizatorul emisiunii Meat Milk, alături de colegul meu Marius Milea, vor aduce mai multe informații legate de acest subiect. Am revenit în studioul Meat Milk, unde l-avem alături pe realizatorul acestei emisiuni, domnul Ilie Stoian. Domnule Stoian, România a pătruns pe piața externă cu produse procesate de lapte și carne? A pătruns și încă nu de acum. Că tot vorbeam despre Ucraina, iată că ajungem să exportăm produse alimentare finite. În situația de față putem spune că se exportă lactate pe piața din Ucraina, chiar un procesator din București exportă lactate pe piața din Ucraina, la fel cum exportă din Marea Britanie în Franța, în 17 țări, din câte știu, dacă nu 18, așa, ca să nu greșesc, însă sunt mult mai multe companii din România care exportă în Occident și iată și în Statele Unite. Dar cum au reușit ele să câștige această piață? În Uniunea Europeană e oarecum mai simplu, pentru că e vorba de o piață unică, de o piață liberă, și atunci dialogurile se poartă bilateral. Eu, procesator sau, bine, producător de alimente, cu un anumit retailer sau cu o anumită rețea de magazine. Și dacă ne înțelegem la preț și dacă respect condițiile impuse de comerciant, atunci pot să pătrund pe acea piață. Revin la subiectul ăsta puțin mai târziu. Piața americană, într-adevăr, e mai dificil de abordat, pentru că noi nu avem tratat de liber schimb cu Statele Unite și deocamdată sunt doar câteva companii, nu știu dacă pot să le amintesc. Salamul de Sibiu a început, iată, să fie exportat acolo grație celor din Bacău, mai avem brânzeturi de la Ibănești, mai avem conserve de carne de la Sibiu, avem conserve tot în Statele Unite de legume, avem dulcețuri din România care pleacă în Statele Unite. Păcatul este că exportatorii români vizează doar comunitățile de români din străinătate. Asta vreau să vă întreb. Diaspora joacă un rol important în acest comerț? Joacă un rol important. Este foarte bine că joacă. Românii de acolo își aduc aminte de țară. Fiica mea trăiește în Florida și de-abia așteaptă ca să... Și cum mănâncă? Păi nu prea poate să mănânce. Are acces la produse românești? Nu. Are la Sunt băcănii care vând... A găsit o băcănie a unor ruși care vinde salam de Sibiu falsificat. Noi în Meat Milk am spus, am avut o anchetă pe tema asta. Din fericire, din vara am înțeles că va ajunge salamul de Sibiu și în Florida, se va vinde și acolo. În rest, are acces la produse europene, pentru că sunt două mari lanțuri de magazine din Europa care activează și acolo și cumpără de acolo. Însă să revenim la idee. Eu cred că exportatorii români de alimente ar trebui
să vizeze și consumatorii din țările în care exportă, nu să se rezume doar la, la români, și la diaspora. Și cum pot face acest lucru? Simplu. Investind în publicitate, pentru că altfel și în promovare. Doar dacă spun eu unui german ca să cumpere cârnați de la mine, când știm că ei sunt mari maestri în producția de cârnați sau mezeluri, nu o să reușesc să-i conving. Publicitatea joacă un rol. Nu prea au bani de publicitate, pentru că acolo publicitatea costă. Nu mai vorbesc de publicitate în Statele Unite, unde costă milioane de dolari. Sunt campanii... Făceam la un moment dat un calcul, o campanie de 2 săptămâni costă cam cât ar valora o fabrică mare de procesare a cărnii din România. Cam atât costă. Deci ai, poți, nu ai, nu poți. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit în continuare și pe platforma noastră Media Agro TV, unde găsiți toate noutățile din sectorul agricol. Și rămânem împreună pentru că toți suntem egali. Până când începem să muncim. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și ploi în Crișana, Maramureș și pe suprafețe mici în restul teritoriului, cu o probabilitate mai mare în Banat, Transilvania și Moldova. Pe crestele montane vor fi condiții pentru lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine valorile termice, în creștere ușoară în cea mai mare parte a teritoriului, se vor situa peste cele normale la această dată. Maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări și averse și posibil descărcări electrice, mai ales după amiază și seara, în Maramureș, Transilvania, la munte, local în Moldova și pe suprafețe mai mici în restul teritoriului. Trecător pe crestele montane vor mai fi posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană. Izolat vor fi condiții de ceață. Aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare în Maramureș, Crișana și Banat, cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei și a Munteniei, local în estul și centrul Moldovei, nordul, estul și sudul Dobrogei. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra pe suprafețe extinse din Moldova și centrul Dobrogei. Regimul hidrotermic favorabil din aer și sol va imprima ritmuri în general normale de vegetație la culturile de toamnă, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Pe fondurile temperaturilor maxime ridicate din aer, procesele de creștere și dezvoltare ale plantelor vor fi intensificate, atât la culturile de câmp, cât și la pomii fructiferi. În funcție de data semănatului și condițiile pedoclimatice, culturile de orz și grâu de toamnă își vor definitiva faza de formare a frunzei a treia, continuându-se totodată înfrățirea și alungirea paiului. Sub aspect fenologic, cultura de rapiță va parcurge înfrunzirea și alungirea tulpinii, iar în jumătatea sudică a țării se va putea declanșa apariția inflorescenței. În toate plantațiile, specii timpurii de sâmburoase vor înregistra fazele de mugurire, dezmugurire și înflorire. Finalizarea semănatului culturilor din prima urgență, pe suprafețele cu o bună aprovizionare cu apa a solului, pregătirea patului germinativ în vederea însămânțărilor de primăvară, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, porumb, fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrășăminte minerale, continuarea efectuării lucrărilor de întreținere, combaterea buruienilor și tratamente fitosanitare în culturile de câmp și pomii viticole. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.